Vă salutăm și ne bucurăm că ne urmăriți și astăzi. Sunt Consuela Bălașa și alături de mine se află doctor Răzvan Mihalcea. Bună, Răzvan! Bine, dar ne găsi, Consuela! Pentru astăzi am ales ca temă tremurul. Sigur, pare, dacă mă întreb pe mine, e o temă foarte largă. Va fi destul de greu să vorbim așa într-o emisiune scurtă despre această patologie. Tremurul, evident, pentru toată lumea ce poate să înseamnă. Faptul că tremur anumite segmente ale corpului. Ce mai frecvent, mâinile. Nu orice tremur trebuie să știm că e patologic, nu. Deci nu orice tremurătură e patologică, dar există o grămadă de situații în viața curentă în care există patologii serioase care se pot dovedi a fi cauzele unui tremur la un pacient. E adevărat, cea mai frecventă, cea mai cunoscută cauză de tremurături sau de tremur este boala Parkinson, maladia Parkinson, în care nu doar mâinile tremură, ci tot corpul bolnavului, împiedicându-l pe acesta să ducă o viață normală. Și există ulterior, dincolo de tremurături, și o involuție neurologică foarte serioasă a acestea. De aici toate problemele care pot apărea în cadrul acestei maladii Parkinson. Bun. Dar nu orice tremur înseamnă Parkinson. Acum, reversul medaliei este faptul că nu trebuie să fii foarte bătrân ca să faci boală Parkinson, din păcate. Există cazuri și, din păcate, nu s-au dovedit chiar atât de rare în care maladia Parkinson ajunge să fie diagnosticată la vârste din ce în ce mai tinere, pragul de 40 și ceva de ani, apărând a fi atins destul de mult acum în statisticile mai noi făcute de state civilizate. Deci nu e exclus să faci treaba asta. Sigur, poate să fie o apanaj al bătrâneții. Trebuie spus că nu Parkinsonul e singura cauză, mai ales la vârsta înaintată. Nu e obligatoriu ca tremurul să fie din cauza bolii Parkinson. Sunt o grămadă de afecțiuni care sunt legate de, dacă vreți, afecțiuni cardiovasculare. Și te-ai gândit ce treabă are vascularizația creierului, da, cerebrală, ce treabă are, dacă vreți, vasul de sânge cu tremurul. Păi are foarte mare, pentru că există o patologie frecventă, așa zisă, neurodegenerativă, în care din cauza involuției vaselor suferă și neuronii și parenchimul cerebral și de aici pot apărea o grămadă de tremurături. Neurodegenerativă poate să însemne de asemenea și demențe și toate lucrurile acestea sunt foarte, foarte, foarte important. Pot să fie patologie aterosclerotice care se explice tremor din punctul ăsta de vedere și nu e, și dacă mă întrebați pe mine, sunt mult mai frecvente și, din păcate, mai puțin diagnosticate sau greșit categorizate ca fiind Parkinson de către unii, aceste tremuri care pot fi atribuite în general unei patologii legate de vârstă, de afecțiuni cardiovasculare ale pacientului, care pot explica treaba asta. În general, e un diagnostic eminamente neurologic. Nu trebuie uitat faptul că există tot felul de intoxicații care pot duce la apariția tremurilor. Cea mai frecventă și cea mai cunoscută intoxicație cunoscută nouă este intoxicația cu alcool. Intoxicația cu alcool poate duce la apariția tremurului. Trebuie știut că unul chiar și pacientul cirotic are ceea ce se cheamă flapping tremor, da? Ca bătăile din aripale unui fluture. Se poate asemăna acest flapping tremor, da? Sau dacă pacientul consumă alcool, poate să fie contaminat respectiv, modul în care a fost produs alcoolul poate să fie asociat cu folosirea de tot felul de elemente artizanale, cum ar fi cositorul, care conține plumb și care poate duce la intoxicație cu plumb și care poate duce, pe lângă alte simptome, și la tremur. Uh-huh. Da? Bun. Sunt o grămadă de intoxicații cu tot felul de toxice ocazionale, ca să nu le spun droguri, în termenul românesc. Drog înseamnă efectiv substanțe psihoactive care predispun la dependență și abuz și care pot fi asociate cu foarte multe complicații, inclusiv cu tremur. Deci intoxicațiile pot fi o cauză de așa ceva, de tremur. Să nu uităm uneori că există patologie vasculară cerebrală, inclusiv accident vascular cerebral, în care poate să apară tremur în general numai a unui segment. Brusc instalat. Rar, mult mai rar, pe deosebire de deficit motor clar sau deficit senzitiv, dar poate să fie, când poate să te vină numai o mână, să-ți arate că se întâmplă ceva acut, atunci, în capul bolnavului. Nu este exclus că să existe patologie tumorală
care să fie asociat cu tremur, tremur de genul acesta. Sau există situații în care ai întors bolnavul pe toate părțile, ai investigat, ai epuizat tot ce înseamnă arsenal de investigație și nu găsești o cauză pentru tremur. Și tremurul esențial, n-ai ce face. Există o cauză neelucidată pentru care bolnavul respectiv are tremur. Îl urmărești și vezi, nu cumva, să găsești în timp altceva și mai departe. Pot fi foarte frecvente. Deci tremurul poate afecta orice vârstă. Am încercat să dau exemple cât mai variate de afecțiuni care pot pune treaba asta. Faptul că tremură mâinile sau alții în corpul nu înseamnă că ai Parkinson direct, dar înseamnă că trebuie să te duci să vezi un neurolog care să stabilească ce fel de boală ai. Acum, veștile bune vin prin faptul că, sigur, chiar și în cazul bolii Parkinson, există tratamente atât medicamentoase cât și neurochirurgicale care pot merge până la implantarea de electrozi în creier care pot opri acest tremur și pot reda vieții normale, active, pacienți care până de ună zi erau absolut condamnați la a depinde de o altă persoană pentru îngrijirea proprie. Deci se văd astfel de cazuri și mai departe. Chiar și în țara noastră sunt centre care practică aceste tehnici cu foarte mare succes și care îmbunătățesc semnificativ treaba asta. Diagnosticul de cele mai multe ori face, repet, este eminamentul de diagnostic neurologic, suspiciunea e clinică, examinezi bolnavul, vezi care e treaba asta, descrii și te consulți, trimiți pacientul la colegul neurolog care îl examinează și spune, e un tremor parkinsonian, e un tremor de parkinsonism, e un tremor legat de, probabil de patologia aterosclerotică sau de un consum de toxic, cel mai frecvent toxic, repet, în România, se cheamă alcool etilic, da? Bun, e intoxicație voluntară, dacă vreți, cu așa ceva, și care poate duce la apariția unui astfel de tremor, da? Trebuie știut acest lucru pentru că trebuie văzut cum stau lucrurile. Nu e o condamnare, repet, și asta am încercat să spun și prin relatarea posibilității terapeutice chiar și pentru boala Parkinson, că nu e o condamnare tremurul în situațiile astea, pentru că, sigur, sunt lucruri de genul ăsta. Am citit, n-am cunoscut, pentru că probabil mulți nu vor să... Nu-i vine ușor nimănui să spună treaba asta, dar știu din literatura de specialitate și au din cărți scrise de câte unii de medici care, sigur, nu erau neapărat chirurgi, dar care practicau medicina cu succes, având boală Parkinson diagnosticată din tinerețe și sau în timpul care medicale au fost diagnosticați cu boală Parkinson și au continuat cariera medicală fără problemă. Repet, nu discutăm de patologii de mare finețe în care utilizarea mâinilor era esențială, pentru că, în general, lucrurile se fac din cap cel mai mult, da? Și aici lucrurile ajută foarte mult. Dar trebuie știut acest lucru că nu e o condamnare pentru nimeni, da? Și trebuie cu cât mai precoce te prezizi la medic pentru a identifica care este cauza certă a tremurului, cu atât poți preveni complicațiile sau alte lucruri. Am spus vorba aceea că e vinovată patologia neurodegenerativă pentru că, da, se poate întâmpla ca, acumulând cu vârsta tot felul de factori de factori de risc cardiovasculari, să fie afectat și să sufere și, de ce multe ori, suferă creierul. Da? Vestea proastă e că de obicei nu are pacientul care are tremor din cauza patologiei aterosclerotice, nu are doar asta, de obicei face și demență neurovasculară, cu care te luți mult mai greu decât cu tremorul. Există medicamente care sunt, dacă vreți, care pot controla mai ușor tremurul decât demența neurovasculară. Cât este de important să nu ignorăm această este esențial, tremurului? Este esențial. Dincolo de, în primul rând, nu-ți poți desfășura activitățile zilnice. De la sine înțeles acest lucru, pentru că poate fi foarte deranjat. Simptomele pot să fie într-adevăr mai blânde sau mai accentuate în funcție de ce patologie vorbim, de dacă vreți evoluția unei boli care a determinat apariția tremurului, dar de principiu, dacă ignori treaba asta, ea nu va trece de la sine. E adevărat, pot face o paranteză în sensul în care cei care sunt foarte activi, au ture de noapte, au un stil de viață foarte activ și consumă băuturi bogate în cafeină sau tot felul de, să zicem așa, pe limbajul excitante de sistem nervos central, pot sesiza că apare un tremor final extremităților. Asta nu înseamnă neapărat că au o patologie neurologică per se. Uh-huh. Odată cu încetarea consumului acestor lucruri și eventual reechilibrarea rezervelor de magneziu, simptomele imediat diminuează. Dar e doar o paranteză, astea sunt puțin, adică sunt relativ rare, sunt la o anumită grupă, la general la tine și mai departe. Dacă persistă treaba asta, e important, e foarte important, e crucial să fie consultați de un neurolog, care examinându-i să poată spune că e ceva trecător, e ceva benign, sau din contră trebuie să fie
făcute niște investigații ulterioare care să excludă o patologie neurologică mai serioasă. Ca și tratament? În funcție de patologia care a determinat acest lucru. Am spus despre boala Parkinson astăzi ce căi noi de diagnostic sunt și ce căi noi de tratament sunt, atât în spectrul tratamentului non-intervențional al tratamentului medicamentos, în care poți să ai două, trei grupe medicamentoase mult mai bune și mult mai active medicamente de două, treia generație antiparkinsoniene, sau, sigur, v-am spus, tratamente intervenționale cu implantare de electrozi și așa mai departe, care s-au dovedit a fi foarte, foarte utile pentru așa ceva. Îți mulțumesc foarte mult, Răzvan. Cu multă plăcere. Dragilor, ne bucurăm că ne-ați urmărit și astăzi și sperăm să ne întâlnim cât mai curând. Vă salutăm! La revedere!